Bună toată lumea! Astăzi suntem la Ciria Collection și vreau să vă arăt câteva dintre mașinile speciale de aici. De început avem un Jaguar XJ220 din anul 1993. Are un V6 Twin Turbo 3.5 litri și 540 de cai. Aici avem un Porsche 918 Spyder cu 887 de cai hibrid. Mașina este foarte frumoasă cu multe accente din carbon, inclusiv pe scaune. Aici avem un Porsche GT2 RS din 2017. Asta este varianta de 911 cea mai de curse, încă legală de pentru stradă. Are carbon peste tot. Aici avem un Ford GT din 2005. Este inspirat după Ford GT40, care a câștigat cursa de la Le Mans în 1966. Aici o mașină foarte specială, Ferrari F40. Este foarte mișto mașina aceasta, clasică și sport. Are niște scaune opționale de curse. Un Ferrari F12 Berlinetta. Un spec foarte frumos, cu interior crem și exterior roșu, clasic Ferrari. Aici avem o mașină foarte specială, cu un spec foarte mișto. Ferrari 458 Specialia Aperta, care înseamnă varianta decapotabilă la un Ferrari 458 Speciali. Exterior foarte frumos, galben cu interior albastru. Aici, cea mai mișto mașină de aici, părerea mea, Ferrari la Ferrari, aproape 1000 de cai din motorul hibrid, inspirat de la o mașină de Formula 1. Uitați-vă cât de frumos arată. Alt Ferrari, Ferrari 812 Superfast, frumos exterior, grimat, cu accente galbene. Aici cea mai nouă mașină din colecție, Ferrari Monza SP2, 250 de mașini făcute, inspirate după motorul de la 812 Superfast. Foarte frumoasă mașină. Bord superb, carbon peste tot. Aici Mercedes-Benz McLaren SLR Sterling Moss. Țevele de eșapament și interior superb, ca de obicei, plin de carbon. Casca care vine special cu mașina. Aici avem Mercedes-Benz CLK DTM. Nu prea multă lume știe despre mașina aceasta. E inspirată după mașina de curse CLK din 2006 și Țiriac și-a pus culoarea lui pe ea. Foarte frumoasă mașina. Aston Martin DB6 din filmele James Bond, 3.9 litri, 280 de cai, piesă de artă. Mercedes G Landolet, este un G decapotabil în spate, cum vedeți, cu Maybach. Are interior superb în spate, cam $1.000.000 o mașină din asta, foarte frumoasă. Și lângă ea avem un G elită specială. Nu cred că știți de mașina asta, 30 în lume, G63 AMG Hunter. Vopsea extrem de mișto. N-am multe de zis. DMC DeLorean, una dintre cele 5 mașini folosite în filme, adică în filmul Back to the Future. Mașină clasică. Ferrari 599 GTO, foarte rară mașina, numai 599 făcute. Foarte puternică, are un V12 cu 679 de cai. Lamborghini Diablo din 1991, V12, 492 de cai, 5.7 litri. Ușile vin în sus. Farurile vin în sus. Mașină extrem de frumoasă, mai ales în roșu acesta. Aici avem două mașini de raliu, Lancia Fulvia, asta roșie, și asta albă, Lancia Delta Integrale Evoluzione. Au concurat în raliuri din anii 90 și anii 60. Aici avem un Porsche 911R, inspirat după șasiul și motorul de la 911 GT3 RS, dar făcut de mai de stradă. Am terminat aici la Ciria Collection. Urmă
următorul videoclip o să fie pe simulator. Și mersi de vizionare. La revedere și o zi bună.